perception dans l'émission, d'accord. Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Gata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu duhurile vecilor celor ce au să și pentru toți cei căzuți din acest sat, pentru întregirea neamului nostru românesc și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm.
Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol l-ai strupat și ai dorit viață lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiți robilor tăi, în loc luminat, în locul verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul. Ca un Dumnezeu bun și de oameni viitori, iartă-le lor. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viac și cuvântul tău adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna sufletelor adormiților robilor tăi, Hristoase Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după sfântă învierea Ta, cea de-a treia zi, cu harul Tău le-a dorit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de dâns și pe pământ s-au legat, și așa să fie dezlegate și în cer câte de dâns și pe pământ s-au legat. Și se poate lega. Cel ce prin neîncusa Ta iubire de oameni și pe noi, smeriți și nevrednici și robii Tăi, să fim moștenitori ai aceluiași preasfântar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți, prea bunule împărate, prin noi smeriții și nevrednicii Tăi slujitori, iartă adormiților robilor Tăi, eroi polonezi, cunoscuți și necunoscuți, care au murit și s-au căzut la datorie în primul război mondial, îngropați aici, știuși și neștiuși, și orice au greșit ca oameni într-o această viață, iartă-le lor toată greșeala, care au făcut-o cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, dezlegându-i de legătura pusă în orice chip asupra lor, cu care ei înșiși din mânie, ori din alte pricine s-au legat pe ei, ori de la arhiereu sau la vreun preot sau de la altcineva au suferit o necare ca aceasta prin pisma și prin lucrarea diavolului. Binevoiește, prea bunule și mult milostive, Doamne, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din viață au bineplăcuție, iar trupurile lor să se dea firii celei zidite de către Tine, că binecuvântat și preamărit ești în vecii vecilor. Amin. Cu sfinții odihnește, Hristoase, nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, mărire ție. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pentru numele Domnului, preacucernice Părinte, binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților slăviților și întru tălăudaților apostoli,
ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți, și pentru ale tuturor sfinților, sufletele robilor săi aceștia, eroi polonezi și români, cunoscuți și necunoscuți, căzuți la datorie în primul război mondial, să, în corturile sfinților să-i așeze în sânele Avram, să odihnească și cu drepții să-i numere, iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Și pomenirea lor din neam în neam și lefă lor veșnică pomenire. Și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnule ambasador, domnule președinte al Consiliului Județean, preacucernici părinți, împreună slujitori, stimați participanți la acest eveniment comemorativ. Iată-ne cu voia lui Dumnezeu la 100 de ani de când s-a început primul război mondial. Chemați aici unii și alții pentru a ne aduce aminte lor, pentru că așa cum ne învață Sfânta Scriptură, sufletul este nemuritor. Și ce dovadă mai bună avem decât faptul că, deși trecuți în lumea de dincolo, iată, ei au această putere de a ne aduna unii cu alții ca să fim împreună, să ne înțelegem împreună, să ne rugăm împreună pentru stabilirea stării sufletului lor într-o stare mai bună decât atunci, în momentul când au plecat din această lume. Este un moment emoționant, pentru că, iată, reprezentanții ai două popoare sunt astăzi aici, în această localitate, Berbești, tocmai pentru a aduce acest omagiu manifestăm liber, datorită cărora noi ne bucurăm de această libertate. Eu sunt aici un privilegiat, pentru că am fost delegat de către ierarhul nostru, care și-ar fi dorit să fie prezent și dânsul aici, dar din motive binecuvântate n-a putut să răspundă aceste invitații și m-a rugat să transmit atât reprezentanților Poloniei, cât și tuturor celorlalți care participați aici, un cuvânt de binecuvântare, un cuvânt de rugăciune către Dumnezeu, pentru a putea să înaintăm pe mai departe, împreună, pe calea aceasta a binelui, ca noi să putem apoi să ne pregătim viața de dincolo, așa cum au făcut-o cu multă jertfă și înaintașii noștri. Amin. Dumnezeu să ierte și să-i odihnească. Vă rog ca împreună să salutăm prezența în mijlocul nostru a domnului ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Polone în România, domnul ambasador Marek Stötyel, pare rău dacă am greșit la pronunție, a domnului președinte al Consiliului Județean, a delegației Polone, reprezentată în frunte cu domnul doctor Jan Sklodowski, a îndrăgitului maestru al artei teatrale și cinematografice, ca întotdeauna alături de noi, a preacucernicilor părinți, a părintelui consilier, a părintelui protopop și a celorlalți părinți și a tuturor celor care ați venit și sunteți azi alături de noi. Excelențele voastre, trebuie să vă mărturisesc faptul că în urmă cu aproximativ 3 ani de zile am început o amplă documentare cu privire la realizarea unei monografii a satului meu. Am încercat să surprind toate momentele prin care a trecut acest sat și locuitorii lui, de la prima atestare și până în zilele noastre. Este o localitate atestată din 1381, iar marele istoric Ioan Mihali de Apșa
o pomenește pentru prima dată în diploma 71 din 7 aprilie 1402, când fiii voievodului Balc și a magistratului Drag au intrat în posesia unor terenuri, printre care și cele ale Berbeștiului. După realizarea acestei monografii, am fost contactat de către domnul doctor Ian Skladowski și împreună am încercat să refacem traseul legionarilor polonezi în aceste zone. Pentru că trebuie să vă spun, din documentele arhivistice și din tradiția orală, rezultă cu certitudine faptul că în data de 6 octombrie 1914, deci astăzi s-au împlinit acum câteva zile, 100 de ani, între orele 20 și 21, pe raza localității noastre, la intrare în sat, a avut loc un conflict armat, o ciocnire, între tinerii legionari polonezi și cazacii ruși care au invadat satele Maramureșului în perioada 3 la 6 octombrie. În memoria acestor eroi și a eroilor acestei localități, am amenajat acest mormânt chiar pe locul în care au fost ei înmormântați și am ridicat această troiță, frumoasă spunem noi, care să ne amintească de legătura dintre cele două popoare și să-i pomenim de acum întotdeauna. Pentru acești eroi și pentru toți cei care au căzut în primul război mondial, vă rog cu toții să păstrăm un moment de reculegere. Am onoarea să-i dau cuvântul domnului ambasador, copii din satul nostru și din satele vecine, așa că vă rugăm să luați cuvântul. Domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, stimații preoți, dragi copii, dragi prieteni, stimată asistență. Este o plăcere mare pentru mine vizita astăzi satul frumos aici, Berbești, și aș vrea vă mulțumesc pentru invitația de a vizita Maramureșul și de a participa la evenimentele de astăzi. Aș dori să-l mulțumesc domnului Laurențiu Bătin și autorităților locale pentru inițiativa de a comemora în acest loc pe soldații regimentelor poloneze, legiune poloneze, și pentru acest mormântul frumos, foarte frumos. Acum 100 de ani, acestia și-au dat viața în lupta pentru o Polonie liberă și pentru locuitorii de această zonă. Mă bucur că amintirea lor este vie aici, la Berbești. Apreciem foarte mult această inițiativă și de aici și vizita mea de astăzi. Aceasta este totodată și o confirmare a prietenii dintre polonezii și românii. Sunt sigur că acest tip de festivitate ne apropie și mai mulți țări. Acum 205 de ani am dobândit libertatea după ani de totalitarism comunist. Aici, din zona de Sighetul Marmației, nu trebuie să convingem pe nimeni ce înseamnă totalitarism și captivitate. Astăzi, Polonia și România sunt libere
și democratice. Împreună construim casa noastră comună europeană. Nu leagă relații strânse, colaborări în numeroase domeniile și interese comune. Dar nu trebuie să uităm de acele evenimente din istoria care stau la baza identității noastre și construire o lecție pentru viitor. Trăiască Polonia, trăiască România! Mulțumim pentru atenție, mulțumesc pentru atenție și aș vrea, doresc un diploma de excelență pentru domnul Laurențiu Batin. Este diploma de excelență pentru inițiativa și angajamentul său în acțiunile de comemorare a celor 6 soldați al regimentului doilea a legiunilor poloneze cazuții pe câmpul de luptă în 1940 în luptele din localitatea Berbești din timpul primului război mondial. Mulțumesc foarte mult, excelență. Mulțumesc, excelențe voastre. Aș vrea ca în continuare să ne spună câteva cuvinte domnul președinte al Consiliului Județean, pentru că este reprezentantul județului nostru acum aici. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Excelența voastră, domnule ambasador, distinși oaspeți polonezi, dragi și iubiți maramureșeni. Ceea ce s-a întâmplat aici acum 100 de ani și ceea ce se întâmplă astăzi aici după 100 de ani, dovedește următorul lucru, că umanitatea nu are granițe, că nu suntem separați între oameni de granițe fizice. Ceea ce ne unește este umanitatea, spiritul de omenie dintre noi fiecare și acest lucru se vede astăzi aici cu prisosință. Cele două popoare, român și polonez, au avut un traseu istoric oarecum asemănător. Au trecut prin aceleași greutăți și provocări, au avut aceleași regimuri totalitare și astăzi suntem împreună într-o Europa unită. Este important acest eveniment sub cel puțin două aspecte. Odată, trebuie să menținem vie în conștiința publică istoria noastră și în cazul de față istoria noastră comună și pe de altă parte este foarte important ca urmașii noștri, copiii aceștia minunați care îi vedem astăzi aici, să știe că pentru ca viața lor de astăzi să fie așa cum este, cineva și-a dat viața. Este important să cunoască acest lucru pentru ca să-l poată aprecia. Cine nu-și cunoaște istoria, nu-și cunoaște trecutul, nu poate spera spre viitor cu nădejde. De aceea, noi trebuie să le transmitem acestor minunași copilași ceea ce ne unește ca popoare în Europa, nu ceea ce ne dezvină. Vedem prea multă ură, prea multă încrâncenare, prea multă dezvinare. Să căutăm ceea ce ne unește și să eliminăm ceea ce ne separă. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate și vreau să felicit pe această cale pe acest minunat fiu al satului dumneavoastră, domnul Laurențiu Batin, care a făcut cunoscută această bucățică de istorie, nu numai în satul natal, ci spun eu, prin aceste evenimente în întreaga lume. Felicitări, domnule Laurențiu! În încheiere, l-aș ruga pe domnul Ian Sklodowski să ne spună câteva cuvinte. Chères mesdames et messieurs, chers amis roumains. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni români. Au nom de la Société des Carpates en Pologne, ainsi que de mes collègues venus avec moi. În numele Societății Carpați din Polonia, de asemenea în numele colegilor care au venit cu mine. Et à mon propre nom. Și în numele meu propriu. J'adresse mes vifs remerciements aux organisateurs de ces festivités. Vreau să mulțumesc
organizatorilor acestor festivități. Et notamment à Monsieur Laurentiu Batin pour l'invitation à participer à la cérémonie d'aujourd'hui. Și mai ales domnului Laurentiu Batin pentru invitația de a participa la ceremonia de astăzi. En plus, j'exprime comme la personne invitée et comme un polonais. În plus, vreau să exprim în calitate de persoană invitată și în calitate de polonez. Notre vive reconnaissance pour les habitants de Berbești. Recunoștința noastră vie adresată locuitorilor din Berbești. Qui honore les souvenirs sur leur terre natale de légionnaires polonais morts ici au début de la Première Guerre mondiale. Care onorează pe pământul lor natal memoria legionarilor polonezi morți aici la începutul primului război mondial. Un signe de ce souvenir. În semnul acestei amintiri. Et ce magnifique monument édifié par Monsieur Laurentiu Batin dans son village natal Berbești. Este acest magnific monument ridicat de către domnul Laurentiu Batin în satul său natal Berbești. Ce beau monument est un témoignage d'estime. Acest frumos monument este o mărturie a stimei. Envers le sacrifice de la vie fait sur notre chemin vers indépendance. Față de sacrificiul vieții făcut pe drumul nostru spre independență. Les Roumains, tant que les Polonais, românii, ca și polonezii, comprennent très bien la nécessité de la lutte pour la liberté. Înțeleg foarte bine necesitatea luptei pentru libertate. Souveraineté et démocratie. Suveranitate și democrație. Comprennent également le besoin de garder les souvenirs historiques de ceux qui ont perdu leur vie pour la patrie. De asemenea, înțeleg nevoia de a păstra amintirea istorică a celor care și-au pierdut viața pentru țară. Dans cette tombe reposent 6 légionnaires polonais du 2e régiment d'infanterie de Légion polonaise. În acest mormânt se odihnesc 6 legionari polonezi din regimentul 2 infanterie a legiunilor poloneze. Tué dans l'affrontement sous Berbești le 6 octobre 1914. Uciși în lupta de la Berbești din 6 octombrie 1914. Nous connaissons le nom de trois d'eux. Cunoaștem numele a 3 dintre ei. Simple soldat Jan Boiarek de la 10e companie. Soldat Jan Boiarek din compania a doua. Simple soldat Iosef Boiarek de la 10e companie. Soldatul Iosef Boiarek din a doua companie. Sergent Zygmunt Karol Łagiewski de la 7e companie. Sergentul Zygmunt Karol Łagiewski din a 7-a companie. Et trois légionnaires inconnus de la 7e companie. Și încă 3 legionari necunoscuți din a 7-a companie. Aujourd'hui, nos deux nations et pays sont les membres de l'Union européenne. Astăzi, națiunile noastre, cele două, sunt membre ale Uniunii Europene. Qui garantit les valeurs les plus importantes pour nous. Care garantează valorile cele mai importante pentru noi. Et le monument auprès duquel nous nous sommes réunis. Și acest monument în fața căruia ne-am unit astăzi. Sur lesquels nous pouvons lire l'inscription en roumain et en polonais. Pe care putem citi inscripții în română și în poloneză. Constitue une preuve de l'unité des sentiments. Constituie o probă a unității sentimentelor noastre. Envers les jours glorieux de notre commune histoire. Față de zilele glorioase ale istoriei noastre comune. Pour nous, c'est un grand honneur d'être ici avec vous. Pentru noi este o mare onoare de a fi aici cu dumneavoastră. Cher monsieur Laurentiu Batin, chers habitants de Berbești. Dragă domnule Laurentiu Batin, dragi locuitori din Berbești. Nous vous remercions et vous saluons cordialement. Vă mulțumim și vă salutăm cordial. Mulțumim, domnule Ian. În continuare am să las pe domnul director Todea să prezinte un moment scurt cultural. Distinși oaspeți din Polonia și din țară, domnilor și doamnelor, dragi berbeșteni, distinsă familie Batin.
Am deosebita onoare de a participa la activitățile din cadrul proiectului cultural istoric și religios Contribuții maramureșene și poloneze în timpul primului război mondial. Aici, în cimitirul bătrânesc al satului, se află mormântul și troița ridicată în memoria eroilor polonezi căzuți în acest seap. Anul trecut, preasfinția sa, Iustin Sigheteanu, a sfințit troița maramureșană înălțată de domnul Laurențiu Batin cu familia, în cinstea eroilor din localitate și a soldaților polonezi căzuți în lupta pentru eliberarea Maramureșului, în confruntarea ce a avut loc între ocupanții luteano-ucrainieni și luptătorii maramureșeni. În același loc s-a lansat monografia localității Berbești în două volume cu titlul Credință, oameni și tradiții, avându-l autor tot pe domnul dr. Laurențiu Batin. La evenimentul de anul trecut, domnul ambasador, au participat personalități culturale și politice maramureșene, preoți, profesori de la secțiile de teologie ortodoxă din Baia Mare, oameni de cultură din Sighetul Marmației și un număr mare de credincioși. Anul acesta, domnul dr. Laurențiu Batin a lansat o impresionantă lucrare de istorie locală, dar integrată firesc în orizontul larg al unui eveniment mondial. Maramureșul și maramureșenii în primul război, sinteză bazată pe cercetarea a zeci de arhive militare și civile și pe sute de documente, unele inedite și fotografii. În cele 9 capitole ale volumului sunt inventariate tactic, strategic și istoric operațiunile militare ale maramureșenilor combatanți pe fronturile din primul război mondial, care în toate situațiile au păstrat onoarea armelor lor, onoarea și conștiința națională. Evenimentul de azi se înscrie firesc în contextul comemorării a 100 de ani de la izbucnirea primului război mondial. În țări precum Franța, Belgia și Marea Britanie au fost organizate ceremonii de comemorare, concerte și expoziții. De asemenea, polonezii, cetățenii statelor baltice, cehii, slovacii au comemorat anii războiului, la sfârșitul căruia și-au câștigat dreptul de națiuni independente. Primul război mondial s-a remarcat nu doar prin numărul mare de victime, ci prin tipul nou de bătălie pe care l-a adus, introducând în scenă tancurile, forța aeriană și chiar armele chimice. În plus, să nu uităm că modul în care războiul s-a terminat avea să modifice cursul istoriei și, prin consecințele sale, soarta Europei. Pe 11 noiembrie 1918, războiul s-a încheiat. Acest eveniment s-a produs în a 11-a oră, a cele de a 11-a zi, din a 11-a lună a anului. Memoria ororilor războiului trebuie să servească la reconcilierea vechilor inamici. Însă centenarul Marelui Război vine într-un moment delicat. Astăzi, multe state europene sunt martore la o renaștere a naționalismului și a sentimentelor antigermane. În multe zone ale lumii există conflicte militare, iar terorismul reprezintă o amenințare permanentă. Mulți istorici au observat cu îngrijorare că ceea ce se întâmplă astăzi nu diferă prea mult de ceea ce s-a întâmplat acum 100 de ani. Onorată asistență, să ne rugăm lui Dumnezeu ca asemenea erori, care pot fi și mai mari în contextul perfecționării mijloacelor militare, să nu se mai întâmple. Să ne rugăm pentru înțelepciune, pentru liniște și pace. Excelența voastră, domnule ambasador, sunt părtaș și martor la săvârșirea unui gest de înaltă prețuire al jertfei celor căzuți pentru același ideal, pentru libertate. Cele spuse de mine vin să confirme faptul că venirea dumneavoastră în Maramureș, la Berbești, a fost pregătită și așteptată cu tot respectul încă de anul trecut. Vă dorim o ședere cât mai plăcută printre maramureșeni, rugându-vă să primiți alături de înaltul nostru respect și mesajul pe care cei prezenți azi, aici,
îl aduc în semn de omagiu pentru fiii Poloniei și României care au căzut la datorie și se cuvine să fie respectați și onorați, așa cum știu să o facă toate marele națiuni, cu credința adevărată în Dumnezeu, care își respectă veteranii, eroii, trecutul și strămoșii. Onorată asistență, vă invit să fiți partași la un moment care va încorona prin cântec și poezie omajul adus celor căzuți pentru libertate. Vă invit la microfon pe o solistă care, iată, îndrăjește mult cântecul popular, care îmbracă cu deosebită bucurie costumul autentic popular din Maramureș, dar care îmbracă și haina militară ca reprezentantă a poliției de frontieră. Maria Mihali va interpreta un cântec religios. Bună ziua și bine v-am găsit! Când eram copil, Iisuse, glasul nu ți-am înțeles. Când eram copil, Iisuse, glasul nu ți-am înțeles. Drumul crucii, drumul crucii, suferință mi-am ales. Drumul crucii, drumul crucii, suferință mi-am ales. La început era o pace, calea plină de popor. La început era o pace, calea plină de popor. Drumul crucii, drumul crucii, era dulce și ușor. Drumul crucii, drumul crucii, era dulce și ușor. Dar când a venit ispita și necazul mai târziu, dar când a venit ispita și necazul mai târziu, drumul crucii, drumul crucii, rămăsese mai pustiu. Drumul crucii, drumul crucii, rămăsese mai pustiu. Am căzut o mână dulce, ridicat-o m-am sus. Am căzut o mână dulce, ridicat-o m-am sus. Drumul crucii, drumul crucii, mă-ntâlnisem cu Iisus. Drumul crucii, drumul crucii, mă-ntâlnisem cu Iisus. Mulțumim, Maria. Vă invit să ascultați o tânără interpretă a cântecului popular, o iubitoare a cântecului cules din bătrâni, cu deosebit respect pentru credință, o realizatoare a unor emisiuni de televiziune prin care promovează autenticul, valoarea, o cântăreață care a reușit să culeagă multe cântece de la cei bătrâni din sat. Este vorba de Măriuca Verdeș. Bătut la ușa ta cineva și n-a răspuns nimeni. În tăcerea negri nopți stă un om și plânge. Fața lui nu mărâni, cheptul nu mai în tăcerea negrină
Cine e străin pripeac, cine ești? De-al cui dor tu pribegeaști, pentru cine ai răbdat pice fără număr? Ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr? Pentru cine ai răbdat pice fără număr? Ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr? Eu-s robul ce slujesc tuturor, un om al durerilor. Nimeni plată nu mi-a dat, nu mă schinișură, nu mă rânși lozituri, cheptul mi-l umplură. Nimeni plată nu mi-a dat, nu mă schinișură, nu mă rânși lozituri, cheptul mi-l umplură. A bătut la ușa ta cineva, haide, știi-te, nu mai sta, nu-l lăsa să plece trist, poate niciodată. Mâna lui la ușa ta n-are să mai bată, nu-l lăsa să plece trist, poate niciodată. Mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Vă invit să ascultați o doină din Bucovina. Este o refacere a traseului parcurs de polonezi de aici, de Maramureș, pe praiul de Bucovinele. Este o doină pe care o să o cânte Ștefania Iacob. La fântâna de pe coastă plânge o tânără nevastă, cu ochii săcați și văduvă stă și plânge la fântână cu doi copchilași de mână, cu doi copchilași de mână. Copchilași smititei iar de mila cu mânuți le-amântouă, rup-o cu ajă drept în două și suschină. Vă invit să ascultați o doină din Bucovina. Este o refacere a traseului parcurs de polonezi de aici, de Maramureș, pe praiul de Bucovinele. Este o doină pe care o să o cânte Ștefania Iacob.
fântâna de picoastă, plânge o tânără nevastă, cu ochii săcați și goi. Văduvă după război stă și plânge la fântână cu doi copchilași din mână, cu doi copchilași din mână. Copchilași smititei, iar din mila diei, cu mânuță le-amântouă, rup-o coajă drept în două, și suschină ziua toată, că li-i foami și n-au dat. Arzătifu cu război, ne-ai lăsat orfani binoi. Ne-ai luat tata din casă, și pâinea și-o fost pe masă. Vină, tată, înapoi, că suntem flămânzi și goi, că suntem orfani și goi. Vreau să voi să-i spun domnului ambasador, la UNESCO sunt trei cuvinte care marchează națiunea română. Se vorba de colind, dor și doină. Ați ascultat o doină, este cântecul care ne reprezintă, este carta noastră de identitate. În altă asistență, dați-mi voie să vă spun că sunt cu sufletul plin de emoție, pentru că îl invit la microfon pe unul din cei mai mari actori ai teatrului și cinematografiei românești, poet, analist cultural, social și politic, un mare patriot, un om care iubește din toată inima Maramureșul, drept dovadă că a fost prezent aici ori de câte ori l-am invitat, ori de câte ori a trebuit să-și revalse prea plinul inimii aici în mijlocul dumneavoastră. Dorel Bișan, bine ați venit, maestru! Mulțumesc! Am pornit mai devreme pentru că am știut că numai eu pot fi. Da. Trăim într-o lume a răului, în care omul, pe măsură ce se civilizează și progresează, rămâne tot mai singur și mai sărac, îndepărtându-se de sufletul lui și de Dumnezeu. Cu atât mai mult are o semnificație deosebită această întâlnire de pomenire făcută prin strădania
domnului Laurențiu Batil și cu atât mai mult îi crește semnificația prin prezența excelenței sale, domnul ambasador al Poloniei în România și a celorlalți oaspeți din Polonia. Este un semn de apropiere într-o lume în care foarte multe lucruri ne despart. Am săvârșit o poezie care acum 50 de ani o știau toți copiii. Acum nu știu dacă ne mai amintim și noi, care o știam atunci și care este foarte potrivită momentului. Este o poezie de George Coșbuc, scrisoare de la Muselin Selo. Și am să rog pe Ștefania să mă ajute. Găsească-mi-te în pace. Pe aici e frig și vreme rea. Și Anton al Anei zace de 4 luni și slab și tras. Să-l vezi că-ți vine plânsul, că numai oasele au rămas și sufletul din trânsul. Apoi să știi că a fost război și moarte aici în ușagă. Cădeau pe dealuri dintre noi ca frunza, mamă dragă. Și colo un deal, cum fulgera, un plumb simții că vine și n-a avut loc cât larg era, decât în piept la mine. Acum sunt bine și socot că nu va trece luna, și voi scăpa de aici de tot. Te rog însă de una, să nu mai faci cum ai făcut, să aduni la tine satul, de veselă că ți-ai văzut acasă iar băiatul. Pe aici să vezi și ciungi, și ologi, Iisus să-i miluiască. Tu mergi la popa în sat să-l rogi o slujbă, să-mi citească. Puteri de nu-i avea de plată, vorbă-i lasă că-i voi lucra o zi, oricând, când voi veni acasă. Pe noțu vi-l lăsase mic cu creștetul cât masa, acum o fi strângar, voinic, și vă răstoarnă casa. Făcut-o i-ați și lui la fel, căciulă cum am vrut-o, era o piele în pot de miel, dar nu veți fi vândut-o. Nevestei mele să-i mai spui să-mi cumpere o coasă, cea veche, nu știu, este ori noi, și-o fi acum și roasă de când rugina scurmă ea. Să-mi văd, o, dar ar sfântul, cum cade iarba în fața mea și-mi bate în plete vântul. Ea luptă-se un biet o fi, așa ne dă de soarta, că și noi ne-am luptat pe aici cu greul și cu moartea. Dar l-a ajuns și pe harap blestemele și plânsul, că noi ne-am ținut de cap și-ntrară după dânsul.
Și am făcut măicuță vârf, l-am scos de tot din țară, deși stătea pe sub pământ și nu ieșea pe afară. Și am prins și pe împăratul lor, pe Osman nebiruitul, îl împușcase într-un picior și așa a fost sfârșitul. Păi, ne credea pe semne proști să joace ora dura, că nu putem să batem oști, dar sper că taica Popa v-a spus de prin gazeturi tot. El cum și-a dat juncanii, i-aș cumpăra acum să pot, dar nu mai am azi banii. Doar în piept, dar nu să țip. Și așa mi-e dor de acasă. Și aș vrea să plec, dar nu e chip, că votă, nu mă lasă. Dar uite, nu mai este mult. O lună chinuită și am să te țin de după gât, măicuța mea iubită. Așa mi-a spus Ion să-ți scriu, iubească-ți-l pământul. Și-am tot lăsat până a fost viu și-mi țin acum cuvântul. Să te mângâie Dumnezeu, așa e la bătaie. Și-am scris această carte eu, căprarul Nicolae. Acestui sat, permiteți-mi să vă ofer o icoană
o să spună că aici este locul Maicii Domnului și un toiac inscripționat. În numele dumneavoastră și datat, vă mulțumim încă o dată, vă mulțumim domnul președinte, vă mulțumim tuturor. Mulțumesc tuturor bărbăștenilor care au fost alături de mine în Amar, Lașin, pentru că s-a mobilizat și vădenii au venit alături de berbeșteni și giuleștenii, domnul primar, și vă doresc ca în continuare să rămânem în pomana acestor eroi, iar cei veniți mai departe, vă rugăm să poftiți la căminul cultural. Și facem o poză. Facem o poză, da. Împreună.